Actualul prorector al Universității de Vest din Timișoara este unul dintre cei doi candidați anunțați până acum la postul de rector. La fel ca și candidații de la celelalte universități, acesta își enumeră câteva din planurile de îmbunătățire a câtorva aspecte din cadrul universității. Florin Foltean consideră că este potrivit pentru acest post datorită experienței dobândite de-a lungul activității sale din cadrul universității. Cât despre corupție, candidatul recunoaște că nici el nu a fost lipsit de încercări, primind oferte pe care susține că le-a refuzat cu vehemență. Profesorul Florin Foltean, împreună cu contracandidatul său, Marilen Pirtea, vor fi evaluați după dezbaterea programelor manageriale ale acestora în cadrul celei de-a doua adunări generale la nivelul universității pe data de 14 februarie 2012.